Ai venit. Da. Am auzit ce s-a întâmplat. Da. Am avut o ceartă cu mama, dar nu știu exact de ce, că nu au vrut să-mi spună. Nu e nimic grav. Tu știi că inițial am crezut că ne-am certat noi doi din cauza Bonnie? Ce? Nu știu ce se întâmplă cu mine. Uneori am senzația că nebunesc. Că nu mai știu ce se întâmplă cu mintea mea. Auzi, vergheta asta ți-am dat-o eu? Mi-a venit acum un gând, parcă o aud pe mama, că mi-a zis ceva de genul ăsta, da. Da, tu mi-ai dat-o. Tu mi-ai dat-o. Și te rog, nu-ți bate capul cu asta. Robi, hai să te colci. Am avut niște zile grele. Nu pot să dorm. De ce? Ți-e frică să nu visezi urât? Nu pot să dorm pentru că sunt supărat. Mama mea nu m-a recunoscut. Robi, mama ta e bolnavă. Dar o să vezi că o să fie mai bine și după o să fie și mai bine. Dacă într-o zi o să mă uit iar. De tot. Nu, Robi, asta nu o să se întâmple. De unde știi? Poți să-mi promiți asta? Da. Robi, tu o să fii mereu copilul ei. Și nu o să-ți ia nimeni mama. Îmi promiți? Da, îți promit. Hai să te culci. Bine că ești aici. Aveam nevoie să te țin în brațe, chiar. Nu mai pot să stau departe de tine. Pentru. Dacă așa reacționează la o ceartă cu Otilia, cum o să reacționeze la faptul că suntem căsătoriți? Ce? Îi facem rău, Petru.
Nu tu îi faci rău. Ba da, eu. Eu îi fac rău și nu vreau să am pe conștiință. Nu vreau ca Robi să mă urască pentru că eu i-am făcut ceva rău mamei lui. Nu pot, eu nu sunt așa. Dar nu e vina ta. Ba va fi dacă află de noi doi și o să aibă iar un șoc. Te-ai gândit la asta? Dacă află de la cineva sau ne vede, nu o să-și mai aduc aminte nimic niciodată sau mai rău. Hai să nu ne mai gândim, te rog, la asta. Și o să vedem în timp ce putem face, bine? Nu, Petru. Nu. Vreau să-mi trăiesc și eu povestea mea de dragoste, nu să o împrumut al cuiva. Asta ce înseamnă? Vreau să divorțăm. Nu. Petru, nu e după tine. Ba da, e după mine. Petru, nu poți să mă ții și tu captivă, te rog, lasă-mă. Eu te iubesc. Eu nu pot trăi fără tine. Bun, și înțelege că nu putem fi împreună. Mă iubești? Da, normal că și atunci? Iubești. Și atunci? Petru, e greu, dar o să fie mai bine. Să rămână. Bună. Lia e aici? Poate că da, poate că nu. Cine ești? Este sau nu este? Am o treabă cu ea. Da? Păi și cam ce treabă ai tu cu ea? Lia e iubita mea. Nu. Petru, ce faci? Ia. Petru, ce faci cu ăsta? Mișcă-mă. Vrei nebunit. Dacă vrei să scap de mine, doar Petru, așa. Te rog, lasă-mă. Doar așa pot să scap de mine, pentru că eu fără tine nu pot să trăiesc, te rog, înțelegi? Te rog, lasă-mă. Și cât timp respir, nu o să te las să pleci. Dar nu înțelegi? Sunt proprietatea ta. Deci, lasă-mă. Apasă pe trăgaci. Te rog, mă speri. Te rog, lasă-mă. Scapă și du-te și trăiește-ți povestea ta de dragoste. Nu, te rog, nu asta lasă-mă, vrei să scap de mine, zim. Dar trage acum. Dar cum ai vrut să spun? Că mă rănești, mă, nu dai seama. Trage! Petru! Cum vă ziceam, pe mine nu mă poate salva nimeni. Niciun cavaler sau prinț. Pentru că atunci când a venit la mine, eu l-am omorât. Petru!